Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod din Ref. Haideți să vedem ce putem să facem și în episodul de astăzi. Nu uita să apăsați butonul de like, un share și un subscribe, mă ajută tare, tare mult. Și dacă tu vrei să dai un share clipul ăsta pe Facebook, de asemenea mă ajută incredibil de mult. Data trecută eram noi cu rechinul nostru și aveam o plută amărâtă foarte micuță, dar mie îmi place destul de mult Ref și m-am jucat foarte mult off-camera. Foarte mult, nu mult, dar mi-am făcut așa câteva chestii. O să vi le arăt și vouă. Mi-am făcut, în primul rând, m-am extins sus cu stâlbina aceștia și încă o parte de asta în care trebuie să punem noi plase. Și sus aici mi-am făcut ferme de cartofi, de-astea cu apă avem deja mult mai multe și mi-am făcut, fraților, un palmier de ăsta, am plantat. Și acum vreau să mergem mult mai mult încolo pentru a putea, în primul rând, să ne extindem și cu ferma de cartofi și cu astea de apă și de aici încolo așa să plecăm cu palmieri. Nu știu, sincer, cu cine ajută pe noi palmieri ăștia? Habar n-am ce fac, dar am văzut că vă place foarte mult seria de Raft. Mulți dintre voi mi-ați trimis poze cu ce ați făcut voi în Raft și asta mă bucură foarte tare pentru că, până la urmă, este un joc gratuit și de ce să nu-l jucăm fiecare dintre noi? Și mă bucur când îmi trimiteți construcții pentru că uneori mă inspir și eu de la voi. Și chiar vă rog în continuare să-mi trimiteți pe pagina mea de Facebook pe care o aveți în descriere. Nu uitați că acolo aveți și Skype-ul meu, Steam-ul și... de pagina de Facebook am spus ok. care puteți acolo să mă contactați, să vorbim, să îmi propuneți să ne jucăm ceva sau orice ați vrea voi. Puteți să mă și salutați. Niciun fel de problemă, nu mușc pe nimeni. Haideți să iau lemnul. Vreau să îmi extind asta, să mai merg încolo așa puțin cu plasele noastre. Și în partea asta trebuie să le unim. Așa, trebuie să iau astea. I-a spus cineva că eu aveam o plasă acolo în inventar data trecută. Îi mulțumesc tare mult, am și pus-o imediat cum i-a zis el. Am și intrat pe joc și am pus plasa. Și atunci când am intrat pe joc, eu m-am distrat puțin și mi-am făcut astea, cook. Perfect. Nu știu ce vreau să fac, să mai pun la gătit niște cartofi, pentru că avem chiar foarte mulți cartofi. Bun, hai să dăm pe cartofi să îi gătim. Perfect. Pot să mai și plantez aici câțiva. O chestie destul de nasoală, nu poți schimba poziția itemelor. Dacă itemul ăsta l-ai pus aici, aici rămâne, fraților, definitiv. L-a dat cu corega, cu superglu, cu lipiș, nu știu cu ce l-a dat, în caz v-aș gura, dar nu se mai duce de acolo. Bun, haide că avem destul de multe de-astea. Hai să mergem aici la plăsuțe. Unde sunt plăsuțele noastre? Dar știți ce? Nu vreau să-mi fac plăsuțe deocamdată, pentru că am destul de multe iteme. Vreau să mă extind. Haideți să mergem sus aici, dăm pe ciocănaș și să ne extindem cu platformă. Bun, deci aici s-a trebuia. Flor, unde e florul? Flor. Dar aici nu pot pune, nu înțeleg de ce. Probabil e de la chestia asta, dacă am să o scot eu, probabil o să meargă. What? Ce-am făcut? De Dumnezeu, unor mai, să mai bubuiește toată chestia asta. Uite cum face. Vedeți? Aici am trebuie să mai pun eu încă un... stâlp din acela pentru a putea merge în continuare. Păi, coborăm aici, așa, dăm pe stâlp, îl punem, nu, pot să-l pun mai în față, ia stai, flor, de ce? Nu pot să, unde-i? Haide, deci nu înțeleg, nu pot să dau pur și simplu pe chestiile astea, așa, așa, hai să mai ne extindem și în partea asta. Așa, bun, și nu o să pun eu, haide, așa, deci nimeresc atât de greu ăsta, deci îl punem unul aici și unul aici și în partea asta ne va mai trebui unul aici, unul aici, gata fraților, deci acum ne extindem pe toată bucata asta, deci avem foarte multe, haideți să luăm lemnul ăsta cu toate că rechinul e aproape. Marș, bă, gicule, de aici. Dacă îți dau două bucăți, nu mai știi de tine, frate. Bă, bune, deci nu mai enerva că o să cobor în apă după tine. Am să vă las de asemenea un link în descriere către joc, să-l downloadați și voi. După cum spuneam, este gratis și... iar vă-l recomand cu foarte mare căldură să-l luați jocul. Bă, apa e gata aici. Hai că sunt cam însetat. Hai să iau toată apa. O și bem. Ia, ăsta vine să atace, îl simt. Îl simt că vrea să atace. V-am zis eu, bă, parcă te cunosc, frate. Deci stăm de atât de multe vreme împreună, am început să te cunosc. Dar nu pot să repar asta. Și-am pus un de-asta. Stai să-l scot cu toporul.
De asemenea, mulțumesc unui băiat că l-am întrebat. Eu nu știu cum să scot iteme și mi-a spus el că trebuie să-mi craftez un topor. De ce nu văzusem toporul ăsta la craftat acolo? Haide că am luat astea. Bă, dar n-am putut să repar ăsta. Nu pot să-l repar. Haide să-mi umplu înapoi cănuțele cu apă. Unde sunt aici? Cănuțele mele cu apă. Perfect. Dăm pe 3. 6, pardon. Așa, mere în sus. Le punem din nou la făcut. Acum avem cam tot ce ne trebuie, nici nu o să mai murim nici de foame, nici de sete. 6, așa. O să mai punem câteva de astea și va trebui cuptoare. Dar cuptoarele nu știu unde să le punem. 2. Să ne craftăm flor. Așa, fraților. Așa, uite frate câte de astea ne-am făcut. Haideți să începem să ne punem astea de palmieri. Craft. Am craftat vreo 3. Ăla vine spre noi cumva să ne strice nouă treaba. Vreau să le pun mai apropiate. De așa, să fie simetrice totul. Așa. Și așa, mai avem vreuna? Da, uite, mai am una. Perfect. Dar aici nu mai încape. Sau încape, dar mai încape mai greu așa. Aici vrea. Bă, aia e puțin mai în față. Și aici ar vrea. Dar le lăsăm așa. Nu o să mai pun, că mi-ajung astea de palmieri aici deocamdată. Am o grămadă de semințe. Deci, haideți să punem astea. Și astea. Ăsta deja mi-a crescut pe care l-am pus eu off-camera. Și aici, fermele astea. Eu o să scot asta. Până la urmă, cred că o fi de la wall-ul ăsta de aici, nu mă lăsa, sau de la construcția de desubt. E probabil și din cauza asta. Jocul este deocamdată la început și are unele bug-uri și glitch-uri și se mai întâmplă să se mai strice, dar na, oamenii lucrează la el și probabil când o să fie gata, nu știu sigur când o să fie gata, dacă o să mai fie gratis jocul. Dar haideți să sperăm să nu strice ei treaba pe care au făcut-o până acum, pentru că au făcut o treabă foarte bună punând jocul ăsta pentru toată lumea. Bun, câte mi-am făcut eu? Mi-am făcut două, nu, fraților? Două. Dar îmi trebuie mai multe. Haideți să mai fac funie, cam o grămadă. Aici. Deci avem una, două, mai trebuie câteva. Ia, haideți să vedem dacă ne ajung astea. Așa. Încă vreo două mi-ar mai trebui. Ce se aude așa? Mi-e foame mie, what? Îmi ghiorea stomacul, deci nu știam ce face așa. Am crezut că e rechinul ăla care îmi atacă mie bărcuța. Haideți să mâncăm repede cartofiorii. Cartofiorii nu prea țin de foame foarte tare. Și asta e destul de nasol. Trebuie să ai foarte mult pește. Peștele, frate, e viață. Ai pește, ești pe barosăneală, nu-ți mai trebuie absolut nimic. Așa. Scoatem astea. Perfect. Hai să-i luăm lemnul ăsta, că de lemn va trebui să-l folosim foarte mult, dar nu pot să-l iau. De ce? Gata. Nu o să mai băguiește aici, trebuie să fie așa, nu știu, să le iei pe toate ca la pachet. Așa și celălalt. Deci acum, frate, tot ce vine în zona asta aici, capturăm mai mult ca sigur. Apa avem, suntem destul de bine. Vreau să mai facem o fermă de cartofi. Deci mergem aici la fermă. Cred că jos o să-mi pun cuptoarele. Ce o să gătim noi o să fie jos acolo. Oricum, rechinii nu o să ajungă sus aici. Deci uite, fermă. Bun, am făcut un de ăsta. Apăsăm înapoi B. Și R. Ca să suciți itemele, puteți să apăsați R. Am mâncat cartof crud. Am vrut să-l pun la prăjit și l-am mâncat din greșeală. Haideți să luăm apa. Bun, să și bem. Bun, am băut. Vreau să iau lemnul. Perfect. Bă, ia uite-l, băi, nesimțitul. Gicule, marș, mă, nu mușca plasele. Bă, marș. Așa, dumnecații tăi. Nu pot să-mi repar asta. Bă, că nu știu, asta nu vrea să fie reparată, pur și simplu. Hai să beau apă. Aș vrea să-l pescuiesc puțin. Ia de să dăm, fraților, puțin la pește, că tot e liniște așa. Ia, haide să aruncăm noi aici un peștișor. Poate prindem ceva, ne dă Dumnezeu un pește. Haide, Doamne, transformă cartoful în pește. Se poate? Să nu mai mâncăm cartofi prăjiți? Te-am prins un pește.
Ar fi fain, nu știu, gen să prindem în plasele astea și pești. Vă dați seama cât de fain ar fi să prindem și pești aici? Deci asta cred că ne-ar ajuta foarte mult să prindem pești. Asta nu prea mai am eu ce face aici jos, pentru că mi-am mutat toate alea sus. Și deocamdată eu nu am ce face cu ele. Asta o punem aici. Așa, o punem la făcut. Punem și peștele ăsta la făcut. Cartofii îi putem lua deja. Astea nu putem înlătura itemele astea, cel puțin nu deocamdată, sau cel puțin nu știu eu, dar am întrebat mai multă lume și a spus că itemele deocamdată nu le pot scoate. Sau dacă știți voi ce, cum aș putea să le scot, vă rog frumos să-mi spuneți. Uite, deja palmierul la ce micuțe, doamne! O, doamne! Ah, cât de fain e el! Aici nu înțeleg, frate, deci o să cad eu la un moment dat în jos. Unde e apă nefăcută? Apă nefăcută aici. Mai am ceva căni? Astea nici măcar nu le-am băut, cel puțin. Deci, haideți să ne facem cuptoare acum. Deci, mergem aici. Unde îs cuptoarele? Ăsta era cooking station. Da, mai trebuie funie. Un fel de problemă avem la funie, de ne dăm cu ea peste cap. Așa, cooking station. Am făcut două, pot să mai fac vreuna, ce mai trebuie? Mai trebuie niște metal ăsta. E, nu-i bai, găsim metal auto-l. E peste tot. Deci acum cu plăsuțele astea, deci nici nu ne gândim bine la o chestie că deja noi avem aici. Bă, ataca rechinul ăla cumva? Mi s-a părut că ataca rechinul, nu știu eu de ce am avut impresia asta. Vreau să mănânc peștele ăsta pentru că îmi e cam fomiță, fraților. Bun, peștele imediat îți reface toată aia la hangar acolo. Așa, hai să ne mai facem încă o de asta de cooking station, am zis. Bun, cooking station. Perfect. Așa. Unde le sunt acum? Dar am făcut cam multe, fraților. Nu se pot staca. Asta mă enervează că nu le putem staca. Am făcut totuși cam multe. Nu cred că o să ne folosim noi de atâtea. O să le mutăm jos. Nu știu, adică asta e de mâncat. Totuși, mie să nu mi le halească rechinul ăla dacă le punem jos. Deci cred că tot sus o să rămână aici, gen aici sus o să fie proviziile 3 de-astea de apă, o să fie și... O să le punem, uite, așa, mai apropiate. Așa. O să le punem așa sau să le punem în linie? Să merem așa cu ele cu toate deodată. Merem așa cu toate odată. Merem frumos în linie. Uite cât de fain, frumos luăm apă, pac, luăm mâncărică. Cartofii, uite, sunt gata. Haideți să luăm toți cartofii, să punem la prăjit, ca să avem resurse tot timpul. Deci am o grămadă de cartofiori. Bun. Hai să prăjim. Bă, frate, dar mai am... am o grămadă de cartofi. M-am speriat, am crezut că nu o să mai mi-ajungă cartofii. Uite, ăsta nu l-am luat, am plantat aici. Aici e plantat. Și aici e tot plantat. Mai pot să mai pun cumva? Ia să încercăm să mai punem. Nu se mai poate. Apa e ok. Deci, hai să ne punem noi. Deci, cartofii ăștia normali îi lăsăm în inventar. Mai avem unul ăsta de palmieri. Avem apă. Deci, avem trei de astea nebăute. Așa. Bă, ăsta atacă. Bă, deci, e a doua oară care ataci aici. E a doua oară care ataci. Nu. No. L-am omorât, fraților! Am omorât rechinul! Uite-l! Uite-l, e mort! E mort, frate! Deci, noi am omorât rechinul. Și acum o să mai vin al rechin, că văd că barea aia mi se tot... Se tot încarcă. Sau probabil că e de la el, că suntem lângă el. Nu, uite, mai vine unul! Mamă, câți rechini sunt aici? Mamă, frate, deci câți rechini pot fi? Trebuie să luăm ca suvenir. Știi mi-a dat asta? Oare o pot prăji? Ia să vedem dacă putem să prăjim carne de rechin. Ăștia nu-s gata deocamdată. Merem jos acolo. Bă, frate, deci am omorât rechinul. Pot să-i prăjesc carnea. Păi ăla-i, frate. Deci dacă putem să-i prăjim carnea la rechin, asta e bine. Astea sunt gata, cartofii ăștia aici. Bă, nu știu dacă o să folosesc eu prea curând ferma asta, pentru că prea tot o avem sus acolo. Avem apa la maxim. Luăm din nou să facem.
Punem frumos, hop, 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 aute, cum am, deci super e super tare acum pentru că ne descurcăm, nu mai suntem așa înfometați, avem mâncărică cam peste tot, ia uite, deci ăștia sunt gata, ăștia sunt gata, luăm frumos, deci suntem full cu toate. Eu nu trebuia să o mănânc, trebuia să o punem la prăjit, fac mie. E niciun fel de problemă, ăsta îl mâncăm. Lăsăm ferma deocamdată așa, pentru că am o grămadă de cartofi. E să mai adunăm noi lemne, să ne mai extindem noi baza, să mai ne plantăm niște palmieri. Așa, să ne punem noi pe ciocanel. Așa, unde este... Haide! Nu, bă, deci nu pot să dau... Gata, așa. Fac frumos. Așa, hai să ne mai facem funie, pentru că am o grămadă de funie. Ia uite, frate, câtă funie am. Hop, hop. Bă, nu prea mai am lemn, dar niciun fel de problemă. Nu mai avem acum nevoie de absolut nimic. Uite, lemn frumos, am colectat tot lemnul de aici. Uite cât lemn. Uite cât lemn, fraților, cât s-adună aici. Deci e prea genială treaba asta cu plastele astea de pescuit. O să-mi extind în toată partea asta. Practic asta o să fie limita și o să ne mărim gen dincolo. Din partea asta așa nu o să mai vină wall-ul ăsta. Practic de aici o să mai vină platforme. O să văd eu cum o să fac. Probabil, nu știu, mă gândesc eu să ajung așa la un consens cu toată treaba asta. Bun, pe să termin de făcut așa. Și acum, ne trebuie stabilopozi de ăștia. Deci din una așa, 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 și aici. Hai să mergem sus acum. Dar nu pot să pun de aici de... așa? De aici? Bă, ăsta nu merge, e prea departe. Fac, de ce nu? A, nu cred că am... A, nu am scânduri, stai, am crezut că nu merge, că e prea departe. Uite, frate, s-a prăjit rechinul. Hai de cap, ce festin avem. Hop. Dar acum, ăla mi s-a părut că a atacat, nu știu de ce, mi s-a părut că mi-a atacat naveta aici. Pur și simplu mi-am făcut o bază de asta lungă, așa, dar vreau să o facem și în dreapta undeva. Uite că merge acum, așa. Hai că ne-am construit destul de multe chestii. Uite, vine și un butoi. Bă, dar, deci nu vine să cred că am omorât rechinul, nu știam că se poate să-l omori. Dar imediat al naibii a venit altul, pur și simplu a venit al rechin în locul lui. L-a chemat pe fratele mai mare ăsta. O ceva genul, bă, nu poți să te bați, eu las că-l chem pe fratele meu. Aici aș vrea să nu știu ce o să facem. Că în partea asta, ăsta tot timpul vine o să mănânce aici de la noi. Și am văzut că poate mânca și din zidul acesta, deci nu e în siguranță toată treaba asta. Și aici nu pot... Ia uite-l, bă! Stai că vin acum! Stai că vin să vezi mare bucată ce-ți dau băiatul. Fac și din tine frigărui. Frigărui fac mă din tine. Dar nu pot repara asta. Oare de ce nu o pot repara? Probabil nu vrea deocamdată să o reparăm. Hai să mergem sus acolo să ne mai plantăm copăcei. Hai să adună astea. Hop. Deci la un moment dat nu o să mai fie nevoie să ne dăm jos zupa asta. Deja nu-i nevoie pentru că am o arie destul de mare. De-aia am vrut să fac și lunguiața așa să avem... destul de mult spațiu ca să ne punem plase de astea, să nu ratăm aproape nimic, ca să, deci mergem așa la o tură de asta și să adunăm direct tot ce ne trebuie. Haideți să mergem să mai plantăm niște palmieri de ăștia. Nu știu ce fac eu cu palmierii, sincer, habar n-am. Aici pot să mai mă urc, gen cum că un nivel în partea asta, așa, dacă mi se năzărește mie. Dar ar trebui să le pun eu frumos, simetric, așa, puțină distanță între ele. Uite așa. Eu vreau să mai construiesc unul, de ce nu? Așa. Bun, îl avem aici. Îl punem frumos așa. Astea, semințele de palmier. Nu înțeleg de ce le pun tot timpul în partea asta așa. Și e... eu... și avem palmieri acum, fraților. O să ne extindem acum... am căzut, am căzut. Nu știu ce să fac eu cu tot spațiul ăsta până la urmă. Cum o să ne extindem noi? Aș vrea să mă extind încă un nivel în sus. Nu știu ce o să fie acolo. Vreau să fac așa ca un...
cum se zice, un ăsta de observare, gen să-mi observ toată baza și să am undeva o cale de aia super rapidă, gen să mă arunc și să mă duc dacă vine rechinul să se bată ceva, să fiu acolo, frate, să mă bat direct cu el. Deci aș vrea undeva să mă extind acum, ia să văd eu, ar trebui, ăla cred că vine să mă atace, ia să fim atenți. Aia că nu vine băiatul să atace, așa e cu minte omul nostru rechinul. Bă, vreau să mă sui undeva de aici. Ia să merem, așa. Bă, dar nu pot, pentru că trebuie să vină altfel. Da, ia stai așa. Dacă o punem așa, să merem încolo. Dar nu, că tot mă extind aiurea. Nu, nu-mi place așa. Bă, nu, dăm înapoi pe ciocan aici. Vreau să mă extind așa, în partea asta. Ia să cobor eu aici. Haide, așa. Mă, ce-i lu' ăsta? E sete, e sete, e sete. Haide repede să bem a pizza. Bine că am o grămadă de apă. Nu-mi fac probleme. Bun. Hai, nu tu și imediat îți dă băiatul apă. Ia uite. Hai și luat apa. O și punem la focul. Plus că avem și sus acolo apă. Aici ce-am mai luat? Niște planturi, scrap metal-uri. Perfect. Hai să mergem aici. Mergem. Mergem. Igenem. Așa. Multă funie. Oh, chiar am avut foarte, foarte multă funie. Tâlpi de susținere. Ce nu avem? Lemn. Bă, îmi place, frate, adică zic, nu am lemn, direct mă duc aici la locșorul nostru. Am adunat lemnul. Aute. Haide. Asta nu. Uite, uneori nu vrea pur și simplu. Nu știu în ce parte să mă pun să iau lemnul acolo. Asta ce face? Tot se apropie de locșor aici. Mă, să nu vii pe aici, măi, frățiorul meu. Așa. Să pun așa să se vadă mai estetic totuși. Nu știu, să-l arate urât cu undul ăsta. Așa să fie mai estetic. Puțin și flor. Lemn. Rămânem fără lemn destul de rapid. Ar trebui să-mi strâng eu foarte, foarte mult lemn. Și să... Uite, asta, uite, pe ăla nici nu-l pot lua pur și simplu. Uite, astea nu le pot lua. Oare? Nu, n-am inventarul full. Sau ceva de genul. Gata, uite, astea le-am luat. Haide. Nu vrea, pur și simplu, să le ia, fraților. Bă! M-am blocat aici! M-am blocat aici! Vai! 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 Ce-a făcut? Asta ce-a făcut? S-a suit aici! Bă! Ia uite de unde mușcă! Marș! What the fuck? What? L-ați văzut pe unde a venit omul? Parcă mergea, avea picioare și mergea pe la mine, pe aici, dădea pe patinii. Haideți să iau carnea lui. Bă, uite, fii atent. Ninuma. Stai că mă duc lângă el, să-i fac în ciudă. Așa. Îți vezi carne aici? Uite, așa o să fii și tu. Hap, a? Dintr-o mușcătură te iau fraierie. Bun, haideți să îmi pun eu. Uite aici. Așa, perfect. Ca să pot să mă extind cu scară. Acum înțelegeți ce vreau să fac eu acolo. Și o să fac să mă sui undeva și din partea asta, așa, știi? Ca să nu mai ocolesc eu tot drumul ăsta așa până la turnul nostru de veghe. Deci ne ducem aici acum. Și ne facem scară. Așa. Bun. Unde avem... Pardon, am apăsat pe B. Și scară. Hop, păr frumos. Și bam, am pus-o, frate. Ia uite. Hop. Și de aici merem frumos cu podea. Bun, asta a fost episodul din Raft. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă mai vreți episoade din acest joc. Mie chiar îmi place destul de tare. Să nu uitați că v-am lăsat link în descriere către joc ca să vă duceți să-l luați și voi complet gratuit. Eu am fost eu, bum, salutare!